Oradea-Roland 1-1 într-un final. Cum a fost meciul cu Dinamo? Da, un meci echilibrat. Din nou am reușit o prima repriză foarte bună, a doua mai slabă. Am dat spații adversarilor în a doua repriză și s-a și văzut pe tabelă. Au reintrat în meci. Ne pare rău că n-am vrut să ținem cele 3 puncte acasă. Făceam 9 puncte din 9 posibile, eram pe primul loc, dar asta este, mergem înainte, ne așteaptă infernul de la Rapid și trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Ați controlat meciul, se poate spune, de la un cap la altul, a existat acea eroare de la gol. E dezamăgitor, e supărător că n-ați reușit să câștigați? Aș spune mai mult, am dominat prima repriză, am controlat-o, a doua repriză un pic o posesie sterilă, nu am atacat poarta direct. Un gol cu Pilăresc, o minge lăsată printre picioare, o centrare din nou lăsată și am luat gol. Din două devieri, să spun așa, am luat un gol ușor. Asta este, mergem înainte că ne așteaptă un sezon dificil și trebuie să ne atingem obiectivele. A fost un început de sezon bun, nu? 7 puncte din 9 posibile, e bine. A fost un început de sezon bun, putea să fie perfect dacă reușeam să obținem cele 3 puncte. Era un început de sezon perfect, așa este, doar bun. Nu mai stați în Europa. E și ăsta un lucru care vă ajută mai mult să vă îndepliniți misiunea în Superliga? Așa pare până în acest moment, că jucăm un joc solid, am acumulat puncte, puteam să acumulăm maxim de puncte, așa am pierdut 2 astăzi. Dar un început de sezon bun care ne dă speranțe pentru viitor. O atmosferă senzațională în tribune creată de fanii voștri. Rămâne această pată neagră a suporterilor dinamoviști care au scandat împotriva maghiarilor tot meciul? Suntem obișnuiți, nu mai este o problemă pentru noi. Cred că arbitru era în măsură să ia decizii. Nu a luat-o, asta este, noi jucăm fotbal și ne interesează doar ce se întâmplă pe teren, nu și în tribune.